Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul Ion Răuț, fostul director de resurse umane din cadrul Complexului Energetic Oltenia și, sigur, alte funcții de conducere pe care le-ați deținut în cadrul acestei companii. Bună seara, bine ați venit, domnule Răuț! Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Sigur, așa cum vă și așteptați, probabil discutăm despre posibila dumneavoastră revenire în cadrul Complexului Energetic Oltenia, subiect despre care s-a și scris în presa locală, domnule Răuț. Ce urmează, din punctul dumneavoastră de vedere, în perioada următoare să se întâmple în instanță cu procesele pe care dumneavoastră le aveți pe rol în această perioadă și dacă există și o altă cale de revenire în complex, nu doar pe calea instanței? Nu sunt procese, este unul singur, cel rezultat în urma deciziei de concediere, pe care eu o consider abuzivă și sunt o mulțime de argumente. N-ar trebui să vorbim prea mult. S-a vorbit suficient, da? Sigur, cât încă e pe rol această acțiune. Sigur, din punctul meu de vedere, nici n-aș fi intrat cu o asemenea acțiune în instanță dacă n-aș crede că sunt foarte bune șanse de câștig și pe cale de consecință și de revenire în cadrul CEO. Nu cred că se va finaliza dosarul ăsta foarte repede, pentru că e totuși o situație complexă legată de faptul că ceva s-a scris în hârtii și alta este realitatea din spate. Am fost tentat odată cu invitația dumneavoastră chiar să vin cu un document și să vă arăt că domnului Ciurel ia că am fost sugerată această concediere. De există un document de către din sfera firmelor de pază cu mare trecere și deci dumneavoastră ați fost concediat ca urmare unei solicitări venite. Deci de la colaborator, nu putea să fie o solicitare, firme de pază. Nu putea să fie o solicitare transparentă. A fost făcut un material de către respectiva societate, trimis domnului Ciurel. Eu am luat la cunoștință din două surse, ca zic așa, și din sursă CEO și din sursă firma de pază, pentru că și acolo sunt oameni cu care am lucrat bine și cu care se poate colabora, să zic. Ce obligație avea Ciurel față de societatea respectivă? Cred că e mult încurcată situația, poate că nu Ciurel în mod direct avea, dar modul în care am mai explicat și pot să o fac de câte ori se dorește, modul în care se fac banii în aceste contracte cu firmele de pază, arată că se extrag practic bani din CEO, din firma cu capital de stat, care ulterior e posibil să ia diverse drumuri, inclusiv finanțări politice și așa mai departe. Se întâmplă asta și acum la Complexul Energetic Oltenia? A fost o tendință, nu știu dacă în precedenta emisiune am abordat subiectul ăsta, oricum... Legat de licitația pentru încredințarea contractului de pază, am abordat și acest subiect. Da, și de acea intervenție pe vechiul contract, în sensul de a mări tarifele tocmai când se derula procedura pentru anul 2017. Din informațiile care le am eu acum, se pare că domnul Boza a înțeles despre ce-i vorba și nu a mărit tarifele, deși s-a trecut un material prin toate etapele, prin toate treptele de decizie. Chiar se pare că e și o hotărâre a directoratului în ideea aceasta de a mări tarifele. Mai mult, am văzut și un răspuns pe legea informațiilor publice dat unui coleg de al dumneavoastră în care se confirmă că de la 1 februarie s-au mărit tarifele. Probabil și ce s-a mai scris în presă și ce am mai discutat și noi pe aici i-a determinat pe conducătorii de acolo să reanalizeze și informația mea este că pe februarie și pe martie nu au fost mărite tarifele.
ce va fi de aici încolo. Rămâne de văzut. Nu rămâne Bine. De văzut. Suntem foarte atenți să vedem. Asta spun. Să luăm așa, ușor, ușor, dumneavoastră, informațiile acelea le aveați în perioada, adică știați că vi se pregătește ceva în perioada în care erați șeful pazei? Sigur că da. Și de ce nu ați spus nimic public? Că recunosc că nu am aflat de subiectul acesta până acum. Cum da, că cineva i-ar fi cerut lui Ciurel să vă dea afară și nu chiar oricine ce ai... Dar eu am vorbit, poate exagerat de mult, nu despre această conexiune, ci despre evenimentele care se întâmplau atunci. Adică se dorea o anumită linie, o anumită direcție a evaluării unor oferte. Eu n-am fost de acord și n-am semnat. V-ați opus și după ce ați plecat din complex cel, sigur, la nivel declarativ, deci, exact, acestor timpul, lucruri. Deci nu este asta un secret, da, dar tot timpul totuși, a fost, acum despre ce vă spuneam și este noutate, faptul că există și un material. În ce constă materialul? Materialul este o notă destul de amplă, făcută așa în termen, dacă vreți, fără a lovi în zona aia în care am lucrat și eu cândva, făcută de niște securiști slabi. Adică niște securiști care s-au deconspirat că vroiau să desfințeze direcția de pază. Nu neapărat răuți era, să zic, ținta, dar oricum răuți era vârful acelei direcții și odată deci dumneavoastră ați fost atacat de foști colegi? Sigur. Nu numai... Am și văzut că mă filmează, mă urmăresc. Bine, acum, sigur, dumneavoastră știți că... Metodele le știu. Asta vreau să spun, adică eu sunt convinsă că ce metodele, cum spuneați dumneavoastră, da, nu vă sunt străine și puteți să vă dați seama dacă cineva, sigur, vă filează sau nu. Fără discuții. Dar sunteți conștient de asemenea de faptul că despre dumneavoastră s-a vorbit ca fiind aproape mereu de acest serviciu. V-ați asumat aceste acuzații, bănuiești și așa mai departe? Foarte bine observat de toată lumea, chiar de oameni din Târgoviște, din Ploiești, este faptul că eu, deși am plecat de acolo cu demisie, niciodată n-am vorbit urât despre fostul meu loc de muncă sau despre ceea ce trebuie să se facă acolo. Că printre foștii colegi erau oameni de inteligență, ca să zic așa, adică cei care făceau bine locului, dar erau și securiști din aia pătrați, adică te loveai mereu în colțurile. Deci despre ăștia e vorba, aceștia au întocmit... Da, pentru că acum eu am avut o mare satisfacție la un anumit moment, după ce plecasem, să port o discuție cu un urmaș, un mai tânăr ofițer, și care spunea că mă cunoaște. Și am zis, de unde? Și zice, din materiale care au rămas în urma dumneavoastră acolo. E, sincer vă spun, mi-aduc aminte de un episod când era o ședință de analiză cu unii dintre ăștia care mai fac și acum rapoarte și care chiar după ce România se îndrepta clar către democrație, ei rămăseseră dincolo de graniță, adică dincolo de 1989 și încă mai făceau poliție politică. Lucruri deosebite. Dar interesant că și eu am rămas surprins că acel ofițer a zis că îmi știe felul de a scrie, de a lucra. Ei, un episod din ăsta interesant, înainte de a pleca cu puțină vreme înainte, vreo 3 luni, era de maniera când un șef ne punea să scriem în agenda anumite lucruri. Eu am închis agenda cu pixul în interior și am ostentativ am arătat că nu mai scriu. Șeful e șef, mai ales în armată. Dar de ce nu mai scrii, domnule? Domnule colonel, aceste lucruri rămân. Agendele noastre erau clasificate. Deci acele agende pe care le vedeți dumneavoastră și probabil și dumneavoastră ca jurnalist, vă notați, dumneavoastră e liberă, se poate găsi și pe stradă. Aia nu funcționa în regimul respectiv. Și zic, aceste agende vor rămâne în arhive.
peste o vreme cineva se va uita la aceste arhive și nu va găsi pe agenda numele dumneavoastră care mi-ați dictat. Va găsi numele dumneavoastră. Va găsi numele Răuț. Și eu nu o să pot să admit că va face cineva peste 30-50 de ani afirmația, băi, dar uite câtă minte putea să aibă și el. Asta numai așa ca să vă spun că peste tot există oameni și oameni. În materie de posibilități din acestea de analiză, de evaluare a lucrurilor, chiar și atunci când ai dori ca lucrurile să iasă neapărat cum vrei tu. Există totuși metode și subtile sau metode mai da. Subtile, elegante, așa. Poți să faci, asta e, poți să folosești. Dacă s-au folosit de niște pătrați, da, treaba lor. Exact. Bine, da. Trecând mai departe, dumneavoastră aveți încredere că decizia instanței vă va fi favorabilă? Da, repet ce am spus, de asta mă duc acolo la instanță. Poate fi doar o procedură pe care o urmați, dar sigur că este imprevizibil ce spune instanța. Asta, totdeauna am admis că acolo la arbitru, ca să zic da. Așa, soluția poate când fi se va da de o parte verdict. Și de alta. Dar eu unul mi-aș dori să nu mai treacă și următoarea vacanță judecătorească, pentru că totuși e acțiunea. Sunt șanse să se soluționeze mai devreme? Da, da, cred că va ieși. Între timp ați avut o discuție cu șefii complexului Oltenia? Da, eu discut tot timpul în diverse forme, ba uneori îi mai și supără modul meu de a discuta, pentru că eu discut și public, după cum ați văzut, mai scriu pe Facebook, dacă e cazul, îmi spun opiniile în presă sau... Cu domnul când... Boza ați avut o discuție? Da, o singură discuție, dar a fost de cunoaștere, ca să zic așa. Probabil că domnia sa știa despre dumneavoastră cine este Ion Răuț și faptul că aveți un proces pe rol. Sigur, care tocmai asta... Procesul a pornit la vremea când conducea Ciurel compania. Știu, da. Dar acum lucrurile astea sau oalele astea sparte, cum zic eu, cad în sarcina lui Boza să le... Sunteți suspect cu privire la perioada aceasta despre care și dumneavoastră vorbeați, destul de îndelungată de soluționare a cauzei? Suspect? Adică aveți vreo suspiciune cu privire la tergiversarea procesului în instanță? Nu, pentru că este un an de zile, iar precedentul din 2009 a durat 2 ani jumătate. Sper că asta să nu dureze atât. De ce? Pentru că atunci au fost și niște declinări de competență destul de ciudate. În sfârșit, un proces cu destule semne de întrebare. Eu am ajuns chiar să fac o plângere la CSM împotriva completului de la Curtea de Apel Craiova, dar asta a fost situația, atât a durat. Se discută și despre domnul Ciurel ca în varianta unei posibile reveniri la complexul Oltenia. Da, după mine Ciurel are mai multe variante decât mine, eu nu am decât pe asta juridică. Ce variantă are Ciurel? Mă gândesc că doar astăzi am văzut o poziție, nu știu ce funcție are prin PSD, domnul Căciumaru, președintele cel mai mare din județ. Sau oricum, ideea că îl susțin pe George. Pe George la, deci greu, greu va fi ca pe baza unor legi care au și vechime în, să zic așa, tot eșafodajul ăsta juridic care nu este conceput de români. Știți foarte bine, au fost niște etape de negociere înainte de aderare. Sunt preluate multe da. Lucruri. În speță, ordonanța 109 care vizează ceva, vizează un management profesionist. Privat, da. Așa. Iată, după cred că sunt vreo 7-8 ani, nu iese din mintea politicienilor că e o e piesă... E o ordonanță care, de este, care se pot folosi. Este o piesă de care se pot da. Folosi cam limpede din ce s-a întâmplat până acum. O fac,
sau fac din această lege o pârghie ca să-și așeze mai solid susținuții ăștia politici, adică politrucii ăștia deveniți specialiști prin trecuți prin laboratoarele partidului, că de fapt asta e treaba, numai că vorbind de speța George, nu excludem aici situația lui Ciurel, dar la asta mă refeream, că și Ciurel are și această șansă a unei susțineri politice și eventual să-și rezolve așa problema. Aveți o informație în direcția asta, domnule Răuț? Ce încearcă să-i se ofere lui Ciurel? Ce variante caută cei de la PSD pentru Ciurel? Păi, o să fie o funcție de conducere, că nu o să-l întoarcă inginer... Ziceți dumneavoastră? L-am impres? Da. Pleacă George, vine Ciurel? Nu cred că are și Ciurel totuși mândria. Orgoliul lui. Adică e chiar jenant să-l pun la impres, ce vorba. Nu, probabil că va... Da, eu știu modul cum gândește Ciurel. El își așteaptă acum și el frumos... Ce? Asta, ce? Judecata de la Craiova. Și ce să... Bine, păi, spuneați că are mai multe pârghii. Deci pe lângă judecata de la Craiova... Nu, judecata de la Craiova îi conferă... Susținerea politică directă. Îi conferă un post de director de sucursală, care nu-i... Nu-i de aici de acolo. Nu-i de aici de acolo. Ei, asta bănuiesc că și în caz de susținere politică, Ciurel nu va accepta ceva mai jos decât și dacă asta. Nu are câștig în instanță? Poate că abia atunci motoarele politice se pun în funcțiune. Deci ziceți că până atunci nu sunt urați? Până sunt atunci, așa pe... Până atunci merg la relantii? Sigur, ar fi o șansă... Așa. Și în cazul lui Ciurel lucrurile se prelungesc. Da, repet. A pierdut față, odată... Față de experiența care o am eu personal, nu-i lung treaba nici la Ciurel, nici la mine... Sigur, Ciurel a avut două bătălii de dat, una pe contractul de mandat și asta la altă care este aferentă contractului de muncă avut anterior contractului de mandat. Altă situație, alt mod de a privi lucrurile, eu personal la celălalt, așa cum s-a și soluționat, nu i-am dat nicio șansă. La cel de revenire pe funcția de director general. Da, nici el nu cred că își dădea vreo șansă. Declarativ susținea una și alta, dar în realitate nu cred că și-a acordat foarte multe șanse. Trebuie să fim... El a sperat probabil în a obține despăgubirile alea care totuși... Reprezentau ceva, da. Era o sumă frumoasă. Bunicică. Dar acum, vis-a-vis de un litigiu de muncă, pentru că pe asta se judecă, șansele și la el sunt 50-50, ca să vorbim așa, egale cu ale mele. Evident. Spuneți-mi, constat că vorbiți cu ironie vis-a-vis de posibila revenirea lui Gabriel George în directoratul Complexului Energetic Oltenia. Păi nu vi se pare numai, potrivită? Numai asta se poate, pentru că aș spune ceva pe românește, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Deci, ironia e acolo, la limita dintre tragedie și comedie, probabil. Dar de poate ce? Așa o realizez. Explicați un pic poziția dumneavoastră. Păi e simplă treaba. Eu am fost în Consiliul de Administrație al Minprest. Am lucrat. La vremea aia, cred că era echipa George Văcaru. Văcaru, da. Și nu mă înșeală memoria, am respins cel puțin o dată planul de management elaborat de echipa asta, dar, atenție, ulterior, un coleg de-al dumneavoastră, un jurnalist, a stabilit că acel plan respins de noi era și un plagiat. Noi n-am examinat, nici n-aveam posibilitatea să examinăm dacă este copiat de undeva. Ulterior am aflat și noi că era și plagiat, dar noi l-am respins că era prost. Și atunci am eu o vorbă veche despre unii din rătăciți ăștia prin zona managementului. Ăștia rup pixul după dictare. Adică oamenii ăștia n-au fost în stare să facă un plan de management nici copiat. Adică n-au reușit nici să copieze bine. Pe scurt, n-ați spuneți, domnule, omul ăsta nu e capabil. El nu a fost capabil să facă treabă bună la Minprest. Și vreau să-l puneți în directoratul Complexului Energetic Oltenia. Am înțeles bine? Eu am mai spus ceva
probabil că istoria a pierdut fapte și evenimente. Chiar la momentul numirii lui la Minprest, atât eu personal cât și prin Eurojob am arătat cu argumente că omul n-avea ce să caute în selecția aia, pe 109, pentru că avea în background chestiunile astea cu plagiat, cu diverse lucruri discutabile, controale, ANAF, lucruri care, chiar dacă nu sunt condamnabile, ca să zic, toată lumea așteaptă în ziua de astăzi, domne, dar îl bagă la pușcărie. Nu neapărat trebuie să bagi la pușcărie de unul de ăsta care îți încurcă lucrurile, e bine să te ferești pe stradă, că nu știi cum ce se întâmplă. Spune piedică, să zicem. Ei, cam asta era situația atunci. Ori există un articol în ordonanța 109 care spune așa, că se selectează oameni cu experiență relevantă. Păi domnul George avea o experiență relevantă în copia de planuri de management, în diverse încurcături. Ei, acum sunteți un pic rău. Păi nu sunt rău, dar era experiența lui. Cred că am mai spus-o, poate și la dumneavoastră și în alte emisiuni. Noi care am avut funcții de conducere, nu purtăm nici numele noastre în frunte, nici, eu știu, diplomele pe piept, care le-am obținut fiecare. Bine. Purtăm rezultatele pe care le-am avut în acțiune. Boza cedează presiunilor politice? Da, părerea mea că va ceda. Nu am până acum fapte din zona asta, dar am văzut cum și-a creat sau și-au creat confortul reciproc dumnealui și sindicatele. Deci... Adică da. Să nu fim induși în eroare de această liniște aparentă? Da, nu. Chiar pe mine nu m-a indus deloc în eroare. La ce să ne așteptăm? Păi, la faptul că să ne așteptăm că așteptările noastre nu vor fi îndeplinite de domnul Boza și acum dacă o luăm în linia asta a așteptărilor, să știți că, spre exemplu, eu am avut mare încredere în domnul Ciurel că va fi primul care va aborda compania asta și managementul ei în sens modern, în sensul de a o moderniza. Au început câțiva pași, dar după aceea poți să modernizezi o companie când îți faci sindicate proprii, când te ocupi de mingicării din asta. Acum, și dumneavoastră ați fost în echipa asta care a pus pe roate SMEO, Sindicatul Mine Energie Oltenia? Nu. Deci trebuie să vă contrazic că mai este cineva, un domn profesor universitar, doctor, de vreo două ori, doctor, domnul Murega, că n-am decis să mă feresc, care trăiește în confuzia asta încă de atunci. Sigur că fiind acolo recunosc în echipă... Recunosc că v-am asociat cu echipa care a încurajat înființarea Sindicatului Mine Energie Oltenia. Adică sigur că fiind acolo în echipa aia... Până la un moment dat, de reținut. Da. Până la un moment dat. Exact. Ați fost până la un moment dat. Da. Ori, să mă ierte Dumnezeu, când se făceau cele mai urâte lucruri, eu ieșeam pe televiziune și vorbeam despre complicitatea Ciurel, ăsta, liderul Căldărușe. Căldărușe, ei, da. Și acolo, în studioul dumneavoastră, dar în poziția cealaltă, cu Eugen Măruță, cred, a fost o dispută extraordinară într-o seară pe această idee a complicității. Și eu eram director încă în companie. Asta vreau să spun, că ieșirile dumneavoastră s-au derulat în momentul în care au apărut fisuri în relația cu Laurențiu Ciurel. Trebuie să recunoașteți că până în momentul în care au apărut fisuri în relația dintre noastră și Ciurel, nu ați spus multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat. Nici nu aveam ce să spun. Până să apară și fisurile... Și spuneți dumneavoastră că totul s-a derulat după ce, din momentul în care ați început să nu vă mai înțelegeți cu Laurențiu Ciurel? Eu, dacă aș mai fi fost director de resurse umane, sub nicio formă n-aș fi lăsat ca Ciurel să intre în această bâșbâială, ca să zic așa, cu sindicatele, dar vedeți că el a explicat și ulterior. El și-a dorit foarte mult să aibă niște sindicate, probabil ca formă de presiune, nu știu, ceva care să fie un soi de prelungire războinică a actului de management. Da. Dar nu-i nevoie la minister, dacă vrei să te impui.
te impui cu argumentele de manager, nu te impui cu talanga lui Căldărușe. Astea sunt lucrurile. Bine. Și n-am admis niciodată și reușisem ceva, împreună cu Ciurel. Reușisem să facem cu sindicatele acea linie de demarcație, fiecare cu treaba lui. Pentru că noi, echipa noastră, am moștenit această jucărie de care vorbeam și în cazul domnului Boza, adică își făceau confort reciproc sindicatele și administrația. Sindicatele își primeau tainul, da. Administrația avea liniște și bine vorbea la un moment dat și Ciurel despre faptul că de câte ori ajungea el director, a fost odată la Rovinari, grevă, a fost după aceea încă o dată la Rovinari, iar discuții, da. A venit director general în fruntea CEO, greve și așa mai departe. Ei, în momentul când nu sunt aceste asperități, să nu ne ia cineva de am înțeles. Așa că nu înțelegem care e jocul. Jocul e simplu. Domnul Boza le-a mai dat firimituri, că nu le mai poate da ce au avut înainte de da. Ciurel, ca să zic așa. Că eu pe Ciurel și echipa aceea. Dar, repet, nu l-aș fi lăsat pe Ciurel să facă aceste mișcări cu sindicatele și vă aduceți-vă aminte de acel ce au încheiat ei un act adițional. Un acord aiurea care la unii dădeau drepturi, la alții nu dădeau. O prostie. O prostie care a inflamat lucrurile incredibil. După aceea a venit Ciurel și și-a ales așa vreo 20 de omenași din jurul și nu, cu clasele au fost mai mulți ca să le satisfacă, dar au fost din conducere cu care a încheiat acte adiționale. Super contracte. Domnule Răuț, lucruri care nu se fac de profesioniști. Revenim și ne explicați la ce v-ați referit când ați spus că influența politică se simte inclusiv în relația dintre sau relația pașnică dintre sindicate și administrația CEO. Adică foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, toate după o foarte scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Ion Răuț, fostul director de resurse umane din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de asemenea și alte funcții pe care dumneavoastră spuneam și la începutul primei părți le-ați deținut în cadrul companiei funcții de conducere. Rămăsese că ne explicați un pic și o să vorbim și despre politică. Recunosc că nu mă pot abține, dat fiind faptul că dumneavoastră multă perioadă ați făcut parte din Partid Național Liberal. Să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră modul în care se gândește să se reorganizeze, să se reinventeze PNL-ul aici, atât aici la Gorj, cât și la nivel central, pentru că vorba aia de acolo se dă tonul din capitală. Dar promiteam telespectatorilor că o să vă rog să ne explicați ce ați vrut să spuneți când ați declarat că influența politică se simte inclusiv la relația bună dintre sindicate și administrație. Păi, asta este, cred, observat de toată lumea, că n-a existat disconfort. E adevărat. Deci, și au fost foarte anemice ieșirile, atacurile și noi eram obișnuiți, chiar vorbeam în pauza de publicitate referindu-ne la 2012 când a fost jihad. Dar jihadul acela de care vorbiți dumneavoastră s-a finalizat totuși cu un contract da. Și cel mai greu contract, pentru că el a trebuit cumva realizat în sensul armonizării unor drepturi care existau în patru contracte, în cele patru companii care au fuzionat ca să creeze CEO Oltenia. Deci, aia a fost adevărată negociere. Următoarea, în februarie 2015, cred, sau 16, da. 2015, aia s-a făcut sub semnul complicității dintre Ciurel și sindicatele lui și nu mai revin, am vorbit despre acel acord mizerabil care de fapt a stat ulterior la baza textului CCM-ului. Mai mult ar trebui să aducem aminte că a mai fost și o noapte la minister când ministrul a trebuit să-i armonizeze, ca să zic așa, pe lider cu administrația și chiar de atunci circulă o vorbă că unii lideri erau mai degrabă directori, încât ministrul a rămas în confuzie și a zis, dumneata, din ce parte ești
administrație sau sindicate. Sau sindicate. Oricum, s-au dus acolo și sigur că administrația, în speță Ciurel, au fost puși cu spatele la zid de situația asta creată chiar de ei, adică să ajungi să te fluiere ministru în negocierile care trebuiau să fie libere între doi parteneri egali, sindicate, administrație. Dar în sfârșit a ieșit un contract prost. E, ce observăm acum? Că acel contract prost este luat și prelungit cu încă un an și toată lumea joacă hora unirii, ca să zic așa, sau hora veseliei administrație cu sindicate. Asta este explicația pe care o dau eu. Asemenea lucruri nu se fac pentru salariat sau pentru firmă, și pur și simplu se fac pentru liniște. Adică e un fel de acord, nu o impunere de omerta, cum se întâmplă în mafie, ci un acord de omerta. Chestie nouă, dar interesantă de luat în calcul. În schimb, ca management, o nereușită gravă. Este prima dată de când s-a înființat CEO Oltenia, când nu se reușește încheierea unui contract după ce a expirat altul. Cel a expirat. Explicația, nu știu cât de credibilă este, poate îmi spuneți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere. Spune-mi așa, domnule, i-a rugat să înțeleagă faptul că 2017 nu este un an bun în care să negociem măriri salariale. Au înțeles, inclusiv legea interzice acest lucru. Haideți să așteptăm 2018, când lucrurile se pot schimba în bine pentru voi și posibilitățile sunt altele. Credeți în această variantă? Nu cred, pentru că dacă discutăm despre salarizare și o să luați contractul colectiv de muncă să-l răsfoiți, să vedeți că salarizarea este o bucățică, o părticică din contractul colectiv de muncă și sunt bine, multe alte lucruri. Ca să vă întreb care... Ce i-a liniștit pe liderii de sindicat? Deci eu bănuiesc că i-a liniștit o mângâiere, ceva. Domnul Boza trebuie să-i fi mângâiat. Sunt lucruri pe care nu le știu de acolo din interior, dar le-am văzut și eu și le-am conexat, ca să zic așa, în informațiile scăpate, pentru că trebuie să observăm că atât liderii cât și administrația au fost destul de ermetici. Nu și-au dat prea mult drumul în spațiu public. Au trimis fiecare dintre ei mesaje, dar mesajele alea probabil că erau deja stabilite împreună. La cum spuneți dumneavoastră, comunicarea în complexul energetic Oltenia este mai închisă ca niciodată. Așa este. Deci, deși, și chiar la și... nivel de imagine, putem să apreciem altceva. Da, acum fiecare apreciază... Vede cât poate. Da, vede cât poate. Din punctul meu de vedere, comunicarea este chiar proastă. Adică nu se face... Pericolul este cu atât mai mare în varianta despre care vorbiți dumneavoastră, repet, cu cât și sindicatele au închis porțile comunicării. Sigur, acum sindicatele, să știți că dacă li se prezintă cifrele... Nu se abțin și le dau. Nu. Nu, dacă li se prezintă cifrele, și eu sunt convins că li s-au prezentat, au văzut și ei că nu sunt perspective de a obține măriri. Sau, așa cum discutam eu destul de franc și public și cu ei în perioada când eram director de resurse umane, le spuneam, fraților, vreți niște măriri salariale? Anvelopa salarială este greu sau imposibil de mărit, ba chiar uneori îi stimulam și zic, dacă voi știți pe undeva prin vreun colțișor al firmei niște bani, haideți să-i aducem aici la masa negocierilor și împărțim după toate regulile artei, ca să zic așa, artei negocierilor. Dar problema este că acești bani nu sunt. Și atunci, din aceste situații, și ei și-au dat seama. După cum vedeți, nicio mișcare, nici măcar alea pozitive, totuși pentru salariați, că n-aveau cum să încheie acordul ăsta dacă nu încercau să dea puțin, să zic, cu, măcar cu un mic spray
și către salariați, nu fac parte din fondul de salarii. Da. Și sunt niște bonusuri, în sfârșit, sursele pentru acele bonusuri. Da, sunt sursele pentru acele bonusuri, se vor găsi. Iată, urmează un program de restructurare, iar disponibilizare, încă 1000 de oameni, lucrurile se aranjează, se discută cu cifre mari. Eu am asemuit totdeauna încadrarea în fondul de salarii cu aterizarea unui avion, când de acolo de sus foarte mică se vede pista și totuși trebuie să intre în ea și nu ai voie să greșești, pentru că ar fi după aceea de pedepsit niște oameni. Și vă aduceți aminte pe 2016 cât de mult s-a discutat, da, de nevoia rectificării bugetului ca în totul să se atingă. În contextul în care trebuie să se respecte legea. Da, dar una peste alta, situații, fapte concrete, ca să zic așa, nu s-a reușit să se încheie un contract. Deci explicația despre care vorbeați dumneavoastră poate fi dată, dar rezultatul e tot ăla, adică nu s-a reușit să facă un contract vorbind doar despre părticica de salarizare. Nu este numai salarizarea, sunt multe alte lucruri în contractul colectiv de muncă care este, dacă vreți, un fel de carte a cărților în relațiile de muncă. În mod evident. Așa, și de acolo sau acolo ar putea să stea o parte din tendințele de modernizare sau de non-modernizare a firmei. Și iată, cu cei doi parteneri, pentru că fiecare trebuie să se modernizeze. Apropo de administrație, știți cum văd eu din exterior chiar și echipa de conducere acum? Niște oameni bine pregătiți, și în emisiunea precedentă v-am spus asta, deci nu le contestă nimeni, da, capacitatea, da, competențele. Dar problema este următoarea. Cam toți sunt calați pe următorul lucru. Să fie director, nu să facă ceva în funcțiile respective. Deci o să se tragă linie după perioada, că și a lor se va sfârși cândva, și oamenii ăștia nu își vor putea pune decât funcțiile în CV-uri. Adică domnul Boza, fost director general, cum și eu sunt fost director de resurse umane la companie, dar vedeți, dacă luați pe răuți, da, numai, cum să vă zic, n-a existat lună din perioada când am stat pe funcție să nu se întâmple ceva. Acum nu se întâmplă lucruri. Bine, sigur, aveți și dumneavoastră contestatarii dumneavoastră, nu toată lumea apreciază munca din complexul energetic Oltenia. Contestările la mine au și o justificare. Se întâmplau lucruri și acele lucruri nu puteau fi. Ați aflat despre Pisc Rădeanu? Nu. A fost găsit spânzurat în locuința din București. Aole, îmi pare rău. Nu ați aflat? Nu știam nimic despre asta. A fost găsit în această dimineață. Da. Îl cunoașteți? Pe Ion Pisc Rădeanu, da, vicepreședinte BNS? Da, nu. Deci nu. Da, îmi pare nu rău, aveți mai multe informații. N-am mai multe e, informații. E, nu știu, o pierdere pentru lumea aceasta sindicală. Era un militant pentru minerit și energie, pentru complexul energetic Oltenia. Da, și, în sfârșit, a contribuit suficient la să zic, dinamica asta, da, a mea. Da, revenind, și n-aș vrea că subiectele astea pe mine mă tulbură, da, că eu spun o treabă. Evident, da. Nimic pe lumea asta, apropo și de colegii, da, manageri, nimic pe lumea asta nu este ireversibil decât moarte. E adevărat. Și așa, că și un manager prost poate să devină unul bun, mai puțin. Dacă se califică la locul de muncă, e chiar o tristețe absolută. Exact. Și n-am prea terminat subiectul cu domnul George, dar ceea ce... Da, e adevărat, chiar mă gândeam dacă se mai revin timpul lor, cum ne presează. Da, nu. Deci, dar, să știți, domnule, va nu fi... E cazul. Deci va fi George, în opinia noastră, în directoratul CEO, pentru că este susținut politic și pentru că nimeni nu se folosește în adevăratul sens al cuvântului de ordonanța 109. Sigur, acum noi nu o să rămânem spectatori nici ca persoane... Dumneavoastră, spuneți. Așa, nici ca, eu știu, niște entități pe care le mai avem, niște asociații și formule, da, în care... Ce vreți să faceți? Stați un pic. Da, sunt o mulțime de lucruri. Ce? Inclusiv, faptic. Inclusiv atunci când se va ajunge la selecție...
firma respectivă să primească informațiile necesare, pentru că asta nu care firma, deci firma care face selecția, sigur, va fi o firmă. Îi veți pune la dispoziție lucruri din urmă, deși mapa cu activitatea exact, domnului da, George? Da, exact. Deci contestați în instanță? Dar nu discutăm de instanță, că lucrurile astea contești în instanță când există un litigiu propriu, când există o chestiune socială. Modul în care s-a făcut o selecție, puteți să contestați în instanță modul în care s-a făcut o selecție. Se poate întâmpla că și asta. Despre asta vorbim, nu așa că, dom'le, eu contest că e George director. Nu, eu contest că selecția s-a făcut într-un anumit mod. Nu știu, zic și eu, nu vă dau idei, sunteți mai bine pregătit. Asta s-ar putea întâmpla că dumneavoastră presupuneți că o să-și iasă bine din selecția. Păi, de la dumneavoastră am înțeles. Că nu, se va întâmpla asta și dacă se ajunge, eu știu. Da, eu zic că partidul e în toate, e în cele ce sunt. Da. Așa? Aproape, da. Așa. Dar, încă o dată, depinde și de... Ați văzut, piața Victoriei din București. Deci sunt formule, nu... Depinde... Ce vreți, să scoateți oamenii în stradă? Depinde cât de ușor sau bine se poate aduna o masă critică, da, care să fie, deci, contrapondere. Atenție, domnule George, domnul Răuț este cu ochii pe dumneavoastră. Nu pe el, că e, cum să vă spun, îmi stric vederea, nu mă pune să... Nu, chiar nu trebuie, noi trebuie să stăm cu ochii pe fenomene. George este un umil, nu știu, umilă piesă într-un joc. Un joc care arată... Bine, și cine este regele și regina? Cine este regele în jocul acesta? Stați un pic. Păi politica asta mizerabilă care își bagă nasul pe personajul stătă. Principal. Personaj principal, dacă domnul George este un umil. Nu, dacă vreți, pion. Cea mai tristă chestie legată de faptul că George tinde acolo este faptul că PSD-ul, care totuși are și s-a avut cândva și oameni buni, a secătuit rezerva de cadre, ca să zic așa, dacă a ajuns să-l propună pe George în Bine, eu iau chestiunea ca pe și personal dispută între dumneavoastră și domnul George, așa. Nu poate fi privit așa, pentru că, iată, nici nu mă interesează de George ca personaj. Important este că un președinte executiv de organizație spune, da, noi îl susținem. Deci știe că există o lege, știu și ei toate canoanele managementului profesional. Dar asta este o racilă care vine din urmă și, iată, am ajuns în fatidicul an 2017 și pe oamenii ăștia nu-i mai poți. Probabil că va pieri această mizerie când vor ieși și ei din scenă. Bine, dar nu cred că putem vorbi despre despre un caz particular în ceea ce privește aplicarea ordonanței, aplicarea legii privind selecția managerilor. Peste tot politicul își face simțită prezența și asta e, trebuie să noi muritorii de rând trebuie să ne obișnuim cu gândul ăsta că suntem prea mici, ne opunem unui sistem atât de puternic și unui mecanism atât de... Încă o dată, vă repet, nu luați așa, că nu suntem deloc mici, numai că suntem dispersați. Da, și asta e adevărat. Bine, spuneți-mi despre, atât să trecem mai departe, e un subiect foarte vast acesta legat de implicarea politicului în tot ceea ce există pe lumea asta, spuneați dumneavoastră, partidurile în toate în ceea ce sunt. Haideți să spuneți-mi cum vedeți noastră situația strict pe partide politice, PSD, PNL, și haideți să vorbim despre PNL în primul rând, că vorba aia, partidul nostru de suflet. Sau mai e? Da, deci oricum dacă ar exista simpatii, acolo s-ar duce. Nu vă ascund că înainte de a veni la emisiune, pentru că primarul din comuna mea este PNL, discutăm ca doi concetățeni, mi-a și vorbit despre câteva proiecte foarte interesante pe care le are. Deci, da, știți că domnul Vulpe este primarul primarilor din PNL, adică a reușit să obțină cel mai frumos scor acolo. Ei, dar poate că Vulpe este de luat ca exemplu și să zic așa, să se disemineze buna practică. Deci Vulpe muncește. Vulpe muncește foarte mult. E de, și pentru el, ca
și a creat acolo o poziție personală încât probabil va mai fi reales încă atât de cât aici va candida. Încolo, sigur. Ei, orice s-a remarcat la foștii mei colegi de partid, nu acțiune. Vă dau un exemplu. Cineva, înainte de campania electorală de la Târgu Jiu, care e, zic eu, prieten comun și al meu și al lui Tavi Lupulescu, Tavi Lupulescu care provine dintr-un sistem unde noi am fi putut avea un limbaj foarte rapid și foarte... Așa? I-a spus, dar tu cu domnul Răuț ai vorbit? Și a zis, nu, dar mi-aș dori. Ei, nu s-a întâmplat lucrul ăsta și s-a terminat campania. Eu n-aveam nicio, cum să vă spun, un impuls, un imbol să mă duc să-l caut eu pe Tavi Lupulescu. Am mai vorbit cu Gigi pe Cingine și spuneam, Gigi, nu se văd acțiuni. Deci, voi sunteți oameni care puneți problemele corect, ca să zic așa, dar rar, foarte rar. De unde să știe lumea ce gândiți? Și mai ales într-o confruntare cu tăvălugul ăsta care este PSD-ul și care în fiecare casă și-au făcut câte un membru sau un susținător, adică au spart și familiile, ca să zic așa. Nu vă ascund că și pe la mine prin familie în tot mai aduceau argumente așa și le-am spus. Membrii familiei noastre? Da. Veneau cu argumente pro-PSD? Nu, erau și ei dezamăgiți, dar ziceau, da, cu cine? Adică asta i-a fost greșeala lui Tavi Lupulescu, că n-avea, eu sigur că v-am spus, bă, n-aveți acum singura variantă pentru Târgu Jiu, ar fi Tavi Lupulescu. Dacă el nu vine să alerge, să ajungă și la urechile voastre și în ochii voștri. Până la urmă s-a demonstrat că între la PSD a fost, la legile locale a fost blat. PSD-PNL. În primul rând, ce am observat eu din matematică este că domnul Cârciumaru a fost ales de 15% din Târgu Jiu. Dincolo de calculele astea, care, sigur, relevă o realitate, cine i-a oprit pe ceilalți să meargă asta, la vot? Păi, asta nu spun, puteți să-i acuzați pe cei care au ieșit. Nu i-a oprit nimeni pe ceilalți să iasă la vot. N-au fost convingători. N-au fost convinși să meargă la vot. Exact, n-au fost convingători. Deci ăsta este un alt aspect. Adică nu cred că se face niciun candidat ulterior câștigător vinovat de faptul că nu s-au mobilizat oamenii atenție, la vot. Atenție, dacă eu am spus cifra asta, n-am spus-o în niciun fel damnabil pentru Cârciumaru, ci am spus-o pentru Tavi Lupulescu. E adevărat. Reproșurile adică îi se fac analiza asta, celui care probabil că și-au făcut-o și cei de la PNL și trebuia să constate... Da, s-au schimbat lucrurile de la locale 2016 până acum. Urmează alegeri parțiale la Târgu Jiu. E altfel? Nu s-au schimbat pentru că se pare că așa cam toată lumea și-a atins țintele, ca să zic așa. Adică? Dan Vâlceanu a obținut ce și-a dorit, deci este acolo, deputat. Acolo unde nu mai poate coborî la muncă, adică era un slogan în vremea veche, să ridicăm munca pe cele mai înalte culmi și asta spunea tata fiii Țărâna Ușoară, să nu mai ajungă copiii mei la ea. Adică da. Dan Vâlceanu a ridicat... Bună asta, așa? Da, a ridicat acolo unde și-a dorit statutul lui personal și nu văd... Și nu mai are niciun interes? Interesare, pentru că are totuși poziția politică. Are interes Dan Vulceanu să câștige Marcel Romanescu cu primăria Târgu Jiu? Interesare, dar nu are, cum să spun eu, nu mai are aplomb. Nu se fac lucrurile numai din interes, deși toată lumea spune că democrația e guvernată de interese. Dar ai nevoie și de impuls, ai nevoie și de imbold. Iar restul echipei, eu vă spun, îl văd pe Marcel Romanescu, pentru că a fost și coleg cu mine, într-o postură similară cu 2004, când totuși a ieșit deputat, pentru că atunci câțiva dintre noi, cei din PD la vremea aia, am crezut în ideea asta și am crezut foarte tare că Marcel Romanescu
aș putea spune și despre modul cum s-au finanțat lucrurile, cum am interesant. Reușit să... Interesant, ne auzim cu fără bani, fără bani, fără nume, fără multe lucruri care se cer în politică. Deci fără valiza, fără nimic. Da, și Marcel Romanescu a reușit atunci. Chiar cu Victor Ponta, despre care nu se știa la vremea aia. Da, acum eu aș vrea să aibă succes. Sigur că o să vorbesc cu toată lumea pe care o cunosc în favoarea lui, deși nu îi știu contracandidații. Oricum nu o să susțin pe cel de la PSD. Mulțumesc, domnule Răuț. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Foarte interesantă emisiunea realizată cu dumneavoastră. Sunt multe lucruri care au rămas nespuse, de aceea trebuie să ne revedem și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune!